Primăria municipiului Buzău a aprobat acordarea unui număr de aproximativ 10.000 de burse pentru elevi aferente semestrului 1 din anul școlar 2021-2022. Potrivit proiectului de hotărâre, vor fi acordate 109 burse de performanță, 6.938 de burse de merit, 589 de burse de studiu și alte 2.343 de burse de ajutor social. Fiecare elev va urma să primească câte 100 de lei. Din aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul 1 al anului școlar 2021-2022. Potrivit unei hotărâri de guvern, cuantumul burselor ar putea crește începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2021-2022. Vreau să aduc la cunoștință atât elevilor cât și părinților că conform hotărârii de guvern 94 din 2021 în al doilea semestru al anului 2021-2022, elevilor vor putea primi următoarele de sume: 500 de lei bursa de performanță, 200 de lei bursa de merit și bursa de ajutor social și 150 de lei bursa de studiu. Potrivit hotărârii Consiliului Local Municipal, bursele de performanță vor fi acordate elevilor care au obținut locurile 1, 2 sau 3 la Olimpiade Naționale. De bursele de merit vor beneficia școlarii cu medii generale de cel puțin 8,5 sau care au obținut poziții fruntașe la Olimpiadele Județene, iar bursele de studiu sunt destinate celor care provin din familii cu venitul lunar cel mult egal cu salariul minim pe economie.